Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi doresc în primul rând să vă urez un călduros la mulți ani cu ocazia zilei de 8 martie, o primăvară frumoasă tuturor. Vom continua prin a vă împărtăși un model foarte simplu, foarte ușor pentru dumneavoastră, doamnele începătoare, un model care poate fi folosit pentru a lucra bluzițe, vestuțe, ceea ce doriți dumneavoastră. Veți putea folosi firul dorit de dumneavoastră și, bineînțeles, croșetul adaptat. Eu voi folosi culoarea maro și firul meu este firul Bravo, croșetul este cu numărul 3 și jumătate. Eu deja am montat aici un număr de 36 de ochiuri de lanț, pentru că modelul nostru este divizibil cu 12, deci veți lua în considerare acest amănunt foarte important. După ce veți monta numărul de ochiuri necesare lucrării dumneavoastră, cu atenție, pentru a fi divizibil cu 12, voi adăuga 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet. Voi intra în corespondența celui de-al patrulea ochi de lanț de la croșet și voi face un picioruș dublu, voi continua cu cel de-al doilea, cu cel de-al treilea picioruș dublu, cel de-al patrulea, și vom continua până la sfârșitul rândului, lucrând piciorușe duble. Am ajuns la capătul rândului, voi face ultimul picioruș dublu, după care voi continua lucrând 3 ochiuri de lanț. Voi întoarce lucrul, voi lua firul pe croșet, voi sări 2 piciorușe, voi intra în corespondența celui de-al treilea și voi face un picioruș dublu. Voi continua cu cel de-al doilea, cel de-al treilea, cel de-al patrulea picioruș dublu. Continuăm cu 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Vom sări 2 piciorușe, în cel de-al treilea vom face un picioruș scurt. Vă rog să mă scuzați. Apoi continui din nou 3 ochiuri de lanț, firul pe croșet. Voi sări 2 piciorușe, voi intra în cel de-al treilea și voi continua lucrând din nou cele 4 piciorușe duble consecutive. 3 și cel de-al patrulea. Apoi voi repeta 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, voi sări 2 piciorușe, în cel de-al treilea voi face piciorușul scurt, 3 ochiuri de lanț, firul pe croșet și din nou voi sări 2 piciorușe, voi intra în corespondența celui de-al treilea și voi repeta cele 4 piciorușe duble. 3 și cel de-al patrulea. După care vom continua exact ca și până acum. 3 ochiuri de lanț, piciorușul scurt, 3 ochiuri de lanț. Deci astfel se va lucra până la sfârșitul rândului. După ce am lucrat ultimele 4 piciorușe duble, voi continua cu 3 ochiuri de lanț, voi sări 2 piciorușe, voi intra în cel de-al treilea și voi face piciorușul scurt, după care voi continua lucrând 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, vom întoarce lucrul. Vom intra în corespondența primului picioruș dublu și vom face un picioruș scurt. 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Vom intra în corespondența celui de-al patrulea picioruș dublu și voi face un picioruș scurt. Voi continua cu 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5 și voi face
piciorușul scurt în corespondența primului picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț, piciorușul scurt în corespondența celui de-al patrulea picioruș dublu, 5 ochiuri de lanț, apoi 2, 3, 4, 5 și din nou ajungem în corespondența primului picioruș dublu, aici vom face piciorușul scurt, 3 ochiuri de lanț, picioruș scurt în corespondența celui de-al patrulea picioruș dublu din rândul anterior, din nou 3, 4, 5 ochiuri de lanț, piciorușul scurt în corespondența piciorușului dublu, 3 ochiuri de lanț, piciorușul scurt în corespondența ultimului picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț și picioruș dublu vom face în corespondență, deci aici am făcut 5 ochiuri de lanț, în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț vom face piciorușul dublu, după care vom face 3 ochiuri de lanț, voi întoarce lucrul și în corespondența spațiului format din cele 3 ochiuri de lanț care sunt deasupra piciorușelor duble, noi vom lucra 4 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4. Voi continua cu 3 ochiuri de lanț, cu un picioruș scurt în corespondența celor 5 ochiuri de lanț. După piciorușul scurt, voi continua cu 3 ochiuri de lanț și din nou în corespondența spațiului format din cele 3 ochiuri de lanț, voi face cele 4 piciorușe duble. 2, 3, 4. După care din nou vom lucra 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, piciorușul scurt în corespondența celor 5 ochiuri de lanț, voi continua cu 3 ochiuri de lanț și, bineînțeles, piciorușele duble deasupra piciorușelor duble. În felul acesta se va lucra până la sfârșitul rândului. Ajunse la sfârșitul rândului, vom lucra 3 ochiuri de lanț, după care vom face un picioruș dublu, intrând în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț de la începutul rândului anterior. Iar acum vom repeta ceea ce am lucrat deja. 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, piciorușul scurt în corespondența piciorușului dublu, 3 ochiuri de lanț de separare, următorul picioruș scurt, 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, vom trece din nou deasupra piciorușelor duble, vom face piciorușul scurt, 3 ochiuri de lanț de separare, piciorușul scurt în corespondența ultimului picioruș dublu, 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, piciorușul scurt. Deci noi practic vom repeta aceste două rânduri. Le vom repeta pe întreg parcursul lucrării noastre. Voi continua acest rând și ne vom reîntâlni. Ajunse la sfârșitul rândului, vom repeta cele 3 ochiuri de lanț și vom face piciorușul dublu în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din rândul anterior. După care vom porni din nou cu cele 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, vom întoarce lucrul și vom lucra piciorușele duble în corespondența spațiului format din cele 3 ochiuri de lanț.
Voi continua cu 3 ochiuri de lanț, piciorușul scurt, 3 ochiuri de lanț și din nou piciorușele duble în corespondența spațiului. Practic vom repeta aceste două rânduri. În felul acesta vom merge înainte cu lucrarea. Modelul este foarte simplu, este foarte ușor, de aceea am spus că este indicat dumneavoastră, doamnelor începătoare. În felul acesta puteți beneficia de cât mai multe cunoștințe și puteți valorifica aceste modele simpatice, transformându-le în lucrări realizate de mâna dumneavoastră. Voi continua cu cele 3 ochiuri de lanț în timp ce eu vorbesc, lucrez. Dumneavoastră deja ați văzut modalitatea de lucru și imediat vom ajunge la capătul acestui rând. 2, 3, 4 ochiuri, 4 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț și voi închide rândul în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din rândul anterior. Acesta este modelul care am dorit foarte mult să vi-l arăt dumneavoastră. Dacă vă place ceea ce am realizat, vă rog să lăsați un comentariu, un like, să distribuiți dacă doriți. Cine nu este înscris pe canal se poate înscrie, se poate abona, totul este gratuit. Există și calitatea de membru, cine dorește poate deveni membru al canalului. Iar eu mă despart de dumneavoastră cu aceleași cuvinte din totdeauna, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă iubesc pe fiecare dintre dumneavoastră, din nou vă doresc o primăvară frumoasă și un călduros la mulți ani. La revedere, vă salută Tatiana!